Este? Da. Ok. Domnul președinte, la să începem, sper că aveți făcut un anunț. Sunteți toate aici drumurile, rămână deja. Da, bună ziua tuturor. E un moment dificil, delicat, dar în același timp trebuie să luăm o decizie foarte importantă. Domnul antrenor Mihai Teja a hotărât să se despartă de noi. Motivele pentru care a apărut această despărțire, probabil multe lume le bănuiește, dar în același timp aș vrea să rog pe domnul antrenor să ne împărtășească câteva din gândurile dumnealui referitor la acest moment mai delicat pentru clubul nostru. Vă rog, domnule antrenor. Da, bună ziua. Îmi pare rău să fiu aici în fața dumneavoastră. Este un moment greu pentru că am avut aproape 5 luni, 6 luni de zile împreună cu conducerea, cu jucătorii, cu dumneavoastră și chiar m-am simțit foarte bine. Dar am decis lucrul acesta după meciul din cupă, de la Mioveni. Îmi doream foarte mult, unul din obiectivele mele personale, cel puțin nu impuse de club, pentru că n-am avut un obiectiv impus, ci au fost obiectivele mele personale și unul dintre ele a fost cupa. M-a deranjat foarte mult după meciul de la Mioveni, că am pierdut și nu mai avem șanse. Îmi doream extrem de mult să câștigăm acel meci, îmi doream extrem de mult să mergem pe cele două fronturi, pentru că dacă, de exemplu, din cupă nu mai avem șanse, cred că la campionat este o cursă mai lungă, un maraton, în care toate echipele au șanse. Echipele sunt foarte apropiate ca număr de puncte, deci totul e posibil. Cred că cu un meci câștigat, cu o victorie luni, suntem acolo. Îmi doresc asta din suflet, le-am spus și băieților, am spus și lui Bejan, fostul meu secund, care va sta pe bancă. Îmi doresc foarte mult și m-aș bucura, voi trăi meciul alături de ei în fața televizorului și mi-aș dori să câștige luni. Ar fi o victorie importantă pentru club și pentru ei. Și v-am spus, dar deja suntem tot așa, un obiectiv impus de noi, de către mine și de către băieți, de a accede în play-off, de ne autodepăși. Știam că nu va fi ușor, știam că nu este, lucrurile nu sunt chiar așa de simple, dar prin munca pe care am încercat să o facem, ne-am dorit foarte mult să fim acolo, cel puțin cât mai mult să tragem cu dinții sau cel puțin până în iarnă, să avem un număr de puncte care să ne permită să fim aproape de obiectivul nostru. Deci supărarea, v-am spus, a fost de la meciul din cupă în care n-am reușit să câștigăm și aici unul din obiective pentru mine a fost un pic o dezamăgire și mi-aș fi dorit mult mai mult. Deoarece nu mi-am îndeplinit acest obiectiv cupa, am decis că este mai bine să mă retrag. Poate lucrurile vor merge mult mai bine pentru echipă, pentru club. Și sper să în campionat, v-am spus, lucrurile să stea altfel și să se îndeplinească clubul, echipa și băieții să-și îndeplinească obiectivul pe care l-au, acela de a intra în play-off. Deși nu este ușor, trebuie să fim și realiști, pentru că ne uităm la echipele care sunt acolo și cel puțin 6 dintre ele merită și din punct de vedere valoric și din punct de vedere financiar să fie acolo, dar nimic nu e imposibil, așa cum am spus, nimic nu e imposibil și cam asta a fost decizia mea. L-am sunat pe domnul Valeriu, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat, conducerii clubului, domnului președinte Anton, la fel acționarilor, celorlalți acționari care sunt împreună cu domnul Valeriu, pentru sprijinul acordat,
Și sper să ducă mai departe, așa cum a fost în ultimii ani, clubul și să facă performanță. Eu atâta încredere am simțit și sincer nu-mi place să lucrez acolo unde poate nu mai sunt dorit sau poate nu mai există încredere în ceea ce în munca pe care o fac. Tot timpul trebuie să ai un sprijin ca să poți să mergi mai departe, mai ales în momentele grele. Dar așa am simțit și v-am spus până la urmă, sper să fie cel mai bine pentru club. Dar unde credeți că s-a produs fisura? Unde anume? Probabil. Nu, probabil din punct de vedere, sincer, am vrut, când vorbeam cu domnul președinte, acum chiar ieri cred că am vorbit, după meciul cu Chindia chiar am vrut să plec. A fost prima reacție în care am vrut să plec, până atunci nu, am avut încredere și am încredere totală și în băieți, și pentru că s-au antrenat bine, au dat tot ce au avut mai bun, am mai auzit foarte multe lucruri, că nu au alergat sau că nu au fost implicați, nu e adevărat. Au, tot timpul au dat la fiecare meci și mai bine ca mine, nu cred că simte nimeni de lângă teren. Au fost implicați în toate meciurile și au dorit. Au fost și câteva momente cheie, câteva momente dificile în care foarte puțin a făcut ca să nu avem rezultatele pe care le doream. Sincer, cu 5-6 puncte meritate din toate punctele de vedere, în plus, cred că eram pe un alt loc, cred că eram deja în play-off, pe un loc de play-off, dacă stau să mă gândesc bine la golurile care le-am luat în minutul 84, minutul 93, minutul 93, deci mai erau 6-7 puncte lejer. Și cu 6-7 puncte, dacă ne uităm în clasament, eram în grafic. Până la urmă, când construiești o echipă, nu este ușor. Au trecut 5 luni, așa cum spuneam, dar au fost momentele acestea dificile în care n-am reușit să aducem cele 3 puncte. Până la urmă, rezultatele sunt cele mai importante. Cred că toată lumea asta își dorește, nu neapărat jocul, că și chiar dacă joci bine și nu ai rezultate, tot lucrurile nu sunt clare și nu sunt ok la o echipă de fotbal și normal să conducerea să nu fie mulțumită, dar eu cred că echipa, în ciuda tuturor celor care au spus că echipa nu joacă, că tot timpul stau și mă uit, acum sunt și mai detașat un pic, pot să spun că sunt obiectiv, nu subiectiv, pentru că până acum am fost implicat. Am văzut toate meciurile pe care le-am jucat în ultimele 2-3 zile și sincer, eu cred că am jucat un fotbal bun, în afară de 2-3 meciuri. Echipa joacă un fotbal bun, încearcă să aibă posesie. Normal, dacă ne dorim la fiecare meci să avem câte 7-8 ocazii, e greu în campionatul României. Dar până la urmă asta este situația, v-am spus. Au fost anumite momente cheie în care trebuia să câștigăm niște meciuri, rezultatele în care trebuiau să fie pozitive pentru noi și cred că aici. Și dacă ar fi să derulați cele 5 luni înapoi, ați avea ceva să vă reproșați, ați face ceva altfel? Cu siguranță că am greșit atunci când nu sunt rezultatele dorite sau ceea ce dorim noi sau ceea ce doresc conducătorii clubului, normal că greșim. Numai cine nu muncește nu greșește. Clar, sunt momente în care am greșit cu toții, da? fără să vrem, dar greșeala cred că e omenească și nu sunt niște greșeli grave încât să putem spune că sau să ne fi gândit că putem să ajungem aici. Din punctul meu de vedere, v-am spus, am petrecut o perioadă frumoasă, m-am simțit bine, am fost din toate punctele de vedere bine primit
Sigur, cu anumite, v-am spus, lucruri în care atunci după meciul cu Chindia mi-am dorit să plec. Dar am avut alte discuții și lucrurile s-au întors. Cam asta, plus sau minus. Încă o dată, nu știu, nu cred că mi s-a dat nici Real Madrid pe mână să, după aceea să mi se ceară chiar chestia primul loc, pentru că dacă luam Real Madrid și duceam pe locul 10 sau 11, atunci înțelegeam. Este o echipă și suntem o echipă bună, o echipă care a avut rezultate, o echipă în tot timpul în schimbare, de la an la an, pentru că știți și dumneavoastră, pleacă mulți jucători, vin alții. Dacă probabil în alți ani s-a reușit imediat implementarea unor jucători, poate anul acesta adaptarea mai dificilă. Da, adaptarea a fost poate nu atât de repede și cred că aici din păcate s-a ajuns aici. V-am spus, din punctul meu de vedere, am dat tot ce am avut mai bun, am încercat să refacem lucrurile foarte repede, într-un timp scurt, să vindem și jucători, să intrăm și în play-off, să câștigăm și cupa, să împlinim toate obiectivele acestea de performanță, care nu sunt ușor de, la o echipă de fotbal, nu sunt ușor de îndeplinit, mai ales că și noi avem un buget în care nu putem să aruncăm cu banii și să luăm cei mai buni jucători. Era simplu să poți să iei cei mai buni jucători, îl vreau pe ăla, pe ăla, pe X, pe Y, pe Z, facem o echipă, dăm drumul, antrenăm și vom fi pe primul loc, sau atunci dacă nu intru în play-off, atunci pot să fiu tras la răspundere, sau dacă nu câștig cupa și așa mai departe. Cred că trebuie să fim și realiști, cred că probabil trebuia să fim și realiști în obiectivele pe care ni le punem, și să vedem unde suntem cu adevărat, ca să poți să mergi mai departe și să nu-ți creezi iluzii, să poți să ai deziluzii. Pentru că de aici apar conflicte, de aici apar despărțiri, de aici apar foarte multe lucruri. Am venit cu inima deschisă, chiar am vorbit cu domnul Valeriu la început, în prima discuție, și am zis că vin cu inima deschisă, nu mi-e teamă de nimic. Mi-a spus condițiile care sunt aici, că nu este un buget foarte mare, că se schimbă tot timpul jucătorii, că încercăm să construim o altă echipă. Din păcate, o echipă nu se construiește rapid, dar am acceptat, am spus da, domnul Valeriu, nu mi-este teamă, încerc și încercăm împreună să facem lucrul acesta. Cam astea. Cam așa au stat lucrurile și v-am spus, pentru mine supărarea între cele două obiective care le-am avut eu personal, pentru că n-am nimic în contract trecut, dar obiectivele mele de performanță, pentru că e normal să vreau să mă duc la o echipă să fac performanță, nu stau pentru bani, n-am venit la Botoșani pentru un salariu sau doar să stau departe de casă, la 400 de kilometri de familie, de copii, doar să vin să mă plimb. În 4 luni, 5 luni am fost de 2 ori acasă. Deci nu este ușor nici pentru noi, pentru antrenori sau pentru jucători. De aceea am venit cu inima deschisă, am venit să muncesc și am încercat să dau tot ceea ce am putut, ceea ce am știut pentru echipă, ca să putem să mergem mai departe. Știam că vor fi momente dificile, știam că în momentele dificile trebuie să fim mai uniți și mai multă încredere, pentru că așa e normal, atunci când semnezi un contract sunt și momente bune în viața unei echipe și momente mai puțin bune. Dar probabil toată lumea după primele 5-6 etape a crezut că ne batem la campionat. Poate asta a fost și vina noastră, între ghilimele, că am început foarte bine și s-a aplicat cât de cât rețeta succesului, adică într-un timp scurt, rezultate bune, dorință de play-off, jucători buni, transferuri bune și așa mai departe, după care am avut o cădere și probabil și suporterii și toată lumea, toți oamenii din jurul echipei credeau că suntem foarte, foarte puternici și ne vom bate la campionat.
ceea ce a fost destul de greu după aceea să ținem un ritm și o constanță. Mai pleacă și altcineva de lista? Da, o să plece Mircea Diaconescu, analistul video care a fost cu mine, pe care l-am adus. În rest, Alin Bordeanu și cu Alin Bejan și Stelian Isac. Și Stelian Isac, preparatorul fizic, vor face parte în continuare. Ei conduc mai departe echipa și le-am urat mult succes, multă baftă în meciul de luni. Îmi doresc mult să câștige băieții, să m-aș bucura pentru toată lumea. Și cam atât. Domnul președinte, aveți alte variante? Da, ați ascultat o argumentare extrem de profesionistă din partea domnului antrenor. Eu ceea ce pot să spun este că rezilierea aceasta unilaterală a contractului de activitate sportivă a domnului antrenor deja demonstrează onestitate, capacitate de asumare a responsabilităților. Ce să zic? Îi mulțumesc din toată inima pentru atmosfera extrem de civilizată și echilibrată asigurată pe durata acestui mandat la echipă. Vă doresc succes pe mai departe. Mulțumesc. Sănătate, în primul rând. Mulțumesc. Nu este ușor nici pentru dumneavoastră. Vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră, pentru mine, încă o dată spun, onoarea și demnitatea înseamnă mai mult decât orice, mai mult decât fotbal. Omenia, cred că este mai importantă decât orice în viață, chiar dacă a fost înjurat de familie, de toată lumea și de aici pe la propriu teren, cuvinte care nu le-am auzit în viața mea, dar până la urmă fotbal, e un sport. Da, suporteri pasionali, suporteri care așteaptă rezultate imediate. Asta e lumea fotbalului, dumneavoastră știți mai bine decât mine. Mulțumesc pentru colaborare și da, și eu nu am decât cuvinte frumoase la adresa dumneavoastră și a staff-ului pe care l-ați condus. Eu ce pot să spun pentru publicul botoșunean, în primul rând? Nu renunțăm la obiectivul nostru, suntem la doar 4 puncte de locul 7 și la 7 puncte de play-off. Avem un meci restanță cu FCSB-ul. E adevărat că suntem și foarte aproape de zona fierbinte a clasamentului de retrogradare, doar la 3 puncte. Conducerea tehnică va fi asigurată, după cum ați înțeles foarte bine, pe această perioadă de interimat de către domnul Alin Bejan, domnul Alin Bordeanu și domnul Stelian Isac. Vă rog din tot sufletul și mă adresez tuturor suporterilor, cei care ați fost pentru domnul Mihai Teja sau împotriva domnului Mihai Teja, vă rog din toată inima să înțelegeți că este o perioadă extrem de dificilă pentru echipa noastră. În fotbal nu poți să stai numai pe primele locuri a clasamente, sunt și momente în care ajungi pe ultimele locuri, dar ca să putem revigora, să obținem rezultate mai bune, vă rugăm din toată inima, fiți alături de echipă, veniți alături de noi la meciurile acestea cu extrem de importante, cu Hermannstadul și cu FCSB-ul. Vă promit că băieții vor juca cu tot sufletul. Deci au înțeles foarte bine și cât de importante sunt aceste puncte pentru noi și sperăm să vă satisfacem într-o totul din punct de vedere fotbalistic și sufletești. Vă rog frumos, veniți la meci. Fiți cât mai mulți alături de noi. Și încă o dată îi mulțumesc domnului antrenor Mihai Teja pentru colaborare. Mersi. Ok. La revedere.